Mi-e greu să spun cum va funcționa protocolul de la nivel județean. Până la urmă, eu personal n-am avut nicio discuție nici cu domnul președinte Florin Cârciumaru, nici cu domnul Ion Călinoiu, care de fapt este și contracandidat la președinția Consiliului Județean. Eu voi lupta și mă voi prezenta cu un program în fața gorjenilor pentru o schimbare. Voi prezenta ceea ce gândesc eu ca generație, ceea ce îmi doresc să existe în județul Gorj peste 10 ani, peste 20 de ani și sigur voi veni cu un program puternic. Marius Vlaicu a mai declarat că nu exclude să-i se ceară retragerea candidaturii la Consiliul Județean din calitatea de contracandidat al actualului președinte social-democratul Ion Călinoiu. E posibil să vi se ceară cumva să vă retrageți retragerea candidaturii? Pentru că așa cum spunea și noastră, cam spargeți voturile. În politică niciodată să nu spui niciodată. Aoleu, asta am mai Vă auzit-o astăzi de 5 aduceți ori. aminte că eu am fost președintele ales al Așa. UNEPR-ului și am fost schimbat. Și iată că s-a putut și acest lucru. E posibil. Prin vicele progresiștilor de la Goș a mai declarat aseară că speră ca acum când UNEPR are protocol de colaborare cu PSD să păstreze instituțiile de concentrate obținute în urma negocierilor cu Partidul Democrat Liberal atunci când cele două partide se susțineau.